Alex, ce amintiri ai de la școală? Nu prea am amintiri plăcute, pentru că eram un pic în zdrăvan, dar mă bucur că am venit aici, mă bucur că văd pe fețele copiilor zâmbete și mă bucur că le putem aduce o bucurie. Pentru ei astăzi a început școala, odată cu venirea voastră. Da, ce să spun, le urez multă baftă în anul școlar, să ia, cât, să ia note cât mai mari. De când ai mai faci atât de mult? Azi ai dat multe autografe, 10, sute. Deschis am din clasa 12. Nu, glumesc, am mai deschis. Ai spus că ai fost un elev năzdrăvan. Îți plăcea sportul? Da, îmi plăcea sportul. În fiecare zi plecam de la ore și mă duceam să joc fotbal, mereu. Aveai gena din familie, de la unchiul? Nu știu dacă să spun gena, dar fotbalul mi-a plăcut și am zis să merg pe drumul acesta. Le-ați promis 3 puncte cu Dinamo copiilor? Da, noi am vrut să facem, să scoatem și 3 puncte în meciul cu CFR, nu s-a putut. Avem următorul meci cu Dinamo, sperăm să greșele care le-am făcut în meciul cu Dinamo, în meciul cu CFR, nu să mai repetăm meciul cu Dinamo, scoatem cele 3 puncte. Te mai gândești la acea bară? La bara. Vă dați seama, m-am gândit puțin, ei au dat gol în minutul 40, bara a fost imediat în minutul 42. Era alta soarta meciului, dar în păcate asta a fost. N-avem ce să mai facem, a fost, ne gândim la meciul următor. E mai greu meciul cu Dinamo decât cu CFR? Dinamo vine rănită după meciul cu Timișoara? Nu, toate meciurile sunt grele. Și CFR a venit după înfrângere cu Timișoara. Și noi trebuie să ne facem jocul nostru, să punem în aplicare totul și să dăm maxim pe teren, să scoatem cele 3 puncte. La echipa națională ce antrenor ți-ai dori? Străin sau român? Nu sunt eu în măsură să comentez antrenor, dar pentru fotbalul românesc ar fi ok un antrenor român. Mulțumesc!